Salutare tuturor și bine v-am găsit la prezentarea serverului ultra.unitcraft.ro. Aveți IP-ul în descriere ca de fiecare dată, bineînțeles. După cum vedeți, în dreapta avem foarte, foarte multe secțiuni de vizitat. O să începem cu survivalul, dar mai întâi aș vrea să vă arăt chestiile astea foarte mici, totuși în același timp importante, care le găsiți la spawn. După cum vedeți, aveți un băț care ascunde playerii și arată playerii. Astea sunt gradele care nu sunt atât de scumpe. Sunt chiar, na, ieftine, zic eu. Dacă o să cumpărați un grad global, bineînțeles că o să ieșiți pe plus cu foarte mult, adică gen flyerul global e 6 euro, și dacă ar fi să-l cumpărați pe secțiune ar veni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, acolo misiți ceva bănuți, zic eu. Bun, haideți să trecem și la secțiuni, dar mai întâi mai avem povestea, de fapt. Ok, bun venit pe Ultra, server format data de 30-11-2015, serverul a fost format prin destrămarea altei comunități și prin participarea mai multor oneri. Fiecare owner a acceptat să facem un server comunitar pentru mai bună calitate. Astăzi suntem un server bine controlat care așteaptă cât mai mulți playeri. Ownerii, și mulțumim că ați ales serverul nostru, ok. Bun, în cazul acesta, haideți să trecem la prezentat secțiunile. Începem prima dată cu survivalul. Eu mă aflu în momentul acesta la Warp PvP. E un arc chiar foarte șmecher, mie chiar îmi place personal. Îmi place că au pus de asemenea și cabul pe aici la groapa de lavă, pentru că vedeți voi, dacă e să pice un player, o să pice, iar itemele lui nu o să dispară în lavă. Deci, de exemplu, v-ați bătut cu cineva, mai are o inimă și vrea să se arunce în groapa cu lavă, pentru că, na, nu vrea să moare, știți? Și nu vrea de asemenea, pardon, nu vrea să vă lase vouă itemele. Și, na, mă rog, acum aveți capul e bun ăsta, n-au cum să mai pice itemele, știți? Deci l-ați omorât, i-ați luat itemele, nu mai faceți din astea. Na, e o idee bună. Haideți să mergem la Warp Shop. O să vă arăt și spawnul imediat, care este de asemenea lângă Warp Shop. Lângă Warp Shop și crates, care o să vă arăt imediat. Deci ăsta e spawnul, e foarte fain, făcut așa într-o mină. Ăsta este Warp Shop-ul, care arată de asemenea foarte fain, cu foarte multe chestii. Asta se poate vinde. Ok, e foarte ieftin. Așa de ieftin e să-l cumperi? Ok. Păi stai așa să mă gândesc. Dacă stau să calculez, dacă tu vinzi friptura asta de atât, aoleu, păi e foarte ușor să faci rost de bani. Și dacă vinzi redstone, dacă ai vândut un stack de redstone, te-ai făcut cu un măr de asta OP. Ok, a trebuit să mai măriți prețul, băieți, zic și eu. Aici văzătorul key blocul. După cum vedeți, dacă îi dăm lui dacă dăm băjitorul ăsta 5 diamante, o să ne dea blocuri crate key. O să dați aici click dreapta și o să vă pice ceva. Astea sunt prietenele care poate să vă pice. De exemplu, mie mi-a băgat 32 pingul și am băgat un key din ăla. Ideea este că puteți să vedeți premiile pe click stânga. Bineînțeles că aș prefera niște Dark Prismarine sau niște Prismarine sau Sea Lantern sau chiar și niște bookshelf-uri, dar mă rog, oricum e ca la key opening, adică s-ar merita să bagi cheia doar pentru vreo ceva, 2-3 chestii de pe aici, știți? În fine, avem mai departe chei unelte. Aici avem Fan Maxim 21, care e cel mai șmecher pickaxe. Restul sunt cam degeaba. Mă rog, ar mai fi și ăsta cu Fortune 1 și Unbreaking și așa. Ăsta e nașpa. Ăsta, de asemenea, e foarte nasol. Ăsta are Fortune 3, dar degeaba. Efficiency și Unbreaking sunt... ok, dar totuși, mă rog, bun. Mai departe avem armurile. Asta e singura armură bună de pe aici, dar mai fi, cred, și buțe ăștia oarecum și casca. Ideea e că ai temeri de leather, cred că au protecție 4 și din astea. Ok, nu neapărat. Oricum e foarte interesant. Dacă o să uitați în stânga, o să puteți vedea acolo warp enchantul. Puteți să comparați de acolo sticlele de XP, puteți să vindeți sticlele de XP. E un survival chiar foarte simplu pe serverul acesta. Adică n-a faceți foarte ușor de bani și din astea. Să vedem, am mai rămas cu vreun warp așa mai important de prezentat. Deci crates, enchant, maxim 21, păcănele. Warp păcănele, n-am fost acolo. Așa, de să vă arăt care e treaba și cu păcănelele. Cred că le-ați mai întâlnit și pe alte servere. Sunt foarte, foarte faine chestiile astea. Problema e că e cam greu să câștigi. Deci trebuie să spici același item de 3 ori și felicitări. Na, primești itemul, dar după cum am spus, e foarte greu să faci chestia asta. Păcănea 4. Tare, n-ai pus și nume. Bun, cam asta ar fi survivorul, care după părerea mea e chiar foarte ok. În caz că vreți să vă întoarceți în hub, trebuie să scrieți lobby, nu hub.
Trecem la Factions, care este o secțiune foarte interesantă. Problema este că nu sunt playeri pe aici și mă miră chestia asta, pentru că, na, adică mie mi se pare chiar un server, na, o secțiune chiar foarte interesantă și, nu știu, când vezi și spawnul ăsta așa de interesant, acum, bineînțeles că, dacă ar fi să adune probabil ceva player, ar rămâne și ei, na, dar, na, adică gen, s-au instalat vreo 10, după asta tot mai vin player, dacă o să găsesc că mi-a lăsat vreo gol, na, nu știu dacă se poate așa. Mă rog, eu chiar m-aș juca aici dacă n-aș avea cont premium sau dacă n-aș avea, dacă n-aș fi cu YouTube și cu astea probabil. Adică serios, e chiar un server fain. Bun, nu știu dacă are warp sau ceva, are warp shop care e direct acolo în spawn pe item frame și din astea sunt chiar acolo, uitați pe semne. Așa, bun, să trecem mai departe, am rămas încă de știu la Sky PvP. Bun, aici la Sky PvP sunt câțiva playeri. Harta asta este foarte, foarte faină, deci mie îmi place chiar maxim. Și a trebuit să avem Kid Sky PvP, ok? Nu avem marc, dar avem un fishing rod și o sabie de iron. Deci îmi place maxima pe asta pentru care fulgi ești așa fain. Și noi aici o să întâlnim niște player care sunt cam full diamond și noi nu avem ce să facem împotriva lor. Așa că hai să încercăm să-l omorâm pe el, nu cred că avem nicio șansă. Aoleu, ăștia fac team. Era easy de bătut ăsta, dar problema e că... Upsi, oh, l-am urât. Gata. Yay! Și acum vine ăsta full diamond. What the fuck, man. O să zic că ăștia cam hack. Ok. Doar ca să mă moare ăsta, oh my god, ce disperează de oameni. Ok. Băi, chiar ok. Și Skype PvP-ul, mie îmi place. E mapa așa și mie cred că trebuie să vă arăt așa mai... Ia uitați-o. Deci mie îmi place maxim, a rămas așa cu fulgi ăștia, sunt, nu știu, foarte fain fulgi ăștia, parcă, na, adaugă așa un plus de, nu știu, nu știu cum să vă explic chestia asta, dar stai așa, asta e cumva, credeam că trebuie să mă arunce încolo. Bun, unde a rămas? Skyblock, așa, bun, hai să vedem ce avem pe aici pe la Skyblock. Spawn, așa, a rămas pe aici. Astea sunt regulile. Avem warp mâncare, doar că momentan văd că nu se spanează absolut nimic, deci probabil că au interes băieții entitățile la spawn și na, de asta nu se spanează nici animale și probabil nici mob, știți? Deci da. Bun, haideți să vedem, avem de mers la warp trade. Aici cred că e cu trade-urile, adică se bagă doi playeri aici, schimb de iteme și na. Bun. Hai să vedem ce a mai rămas, așa e mai important de prezentat. Warp shop nu l-am văzut. Wow, ce șmecher shop-ul ăsta. E chiar tare, asta a fost stimul meu, scuzați-mă. Și mie chiar îmi place cum arată ăsta. N-am mai ținut așa un shop. Chiar arată fain pe Skyblock. Bun, să vedem, am rămas la Skywars. După asta trecem și la CSGO, că probabil sunteți mulți curioși. Aici... Cred că o să prindem full și n-apucăm să jucăm. Să vedem, avem acces la vreo ceva, niciun kit pe moment. E ca pe serverul pe care jucam, e Velocity. Aici sunt foarte multe kituri din astea șmechere, știți, care au diverse abilități, diverse iteme, ce le primesc. E într-adevăr interesant. Doar că nu avem cu cine să jucăm, știți, și na, nu că mă grăbesc sau ceva, dar chiar nu avem cu cine să ne jucăm. Iar aici este... CSGO-ul. Este harta Dazzle, în caz că nu vă dați seama. Nici aici nu avem cu cine să ne jucăm, din păcate. Eu am jucat puțin într-o zi pentru că na, am reușit să joc. Acea zi fiind ieri. Adică a fost, cred, un admin sau un player, nu știu, dar ideea e că a început și nu era chiar atât de rău. Adică în afară de faptul că nu aveau textură chestiile alea, era chiar interesant. Mi-a plăcut. Deci asta e Dazzle-ul. Acolo e lungul, stați așa, deci acolo e T-spawn, acolo e la teroriști cum e, se duc după asta pe lung. Ia stai să vedem, da, aha, gata, nu mi se pare mie că mă înșel, dar nu, e într-adevăr, dați doi. Și da, cam atât ar fi de prezentat pe server. Mie mi se pare că e unul foarte fain, deci e genul ăla de server care are foarte multe secțiuni faine, atât că nu sunt playeri, destui. Asta e tot. Dar dacă mă duc cu prezentarea, aveți IP-ul în descriere, bineînțeles. Nu uitați să intrați și voi pe server dacă vă place o secțiune a ceva și ne revedem data viitoare. Baftă!